Lungimea acestui drum care va fi modernizat pe banii europeni este de 29,54 de kilometri, din care 13,5 kilometri sunt drumuri de piatră. N-au fost niciodată asfaltate. E vorba de zona Zaharești și zona Vâlcele, spre Costână. Aș vrea câteva elemente să vă spun. Lățimea acestui drum va crește de la 5,5 la 6,5 metri carosabilul. Vor fi două straturi de asfalt, iar acolo unde dedesubt este beton, e vorba de o pânză de geotextil pentru a face priză. Podețe transversale, 34 de podețe noi se vor construi. Poduri, 5 bucăți, din care 4 poduri noi și unul care se reabilitează. 44 de kilometri de șanțuri și rigole. 6,4 kilometri de trotuare. 8 stații de autobuz. Vor fi ziduri de sprijin, circa 300 de metri liniari, între 2 și 4 metri și jumătate, acolo unde terenul impune. Avem în vedere amenajarea intersecțiilor cu două drumuri naționale. Și aici mă refer la o primă intersecție cu drumul național 17 la Stroiești și a doua cu drumul național 2 la Dărmănești. Avem de asemenea amenajarea trecerilor de cale ferată. Intersecția cu calea ferată este tot la Stroiești și la Dărmănești. Avem prevăzute indicatoare rutiere, marcaje rutiere, parapeți, care trebuie făcuți din banii acestui proiect. Durata este de 24 de luni. Câștigătorul licitației este lider de proiect Autotehnorom, firmă din Suceava, și mai sunt asociați încă 6 firme.